seara de dimineață. Te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți sub... Bună dimineața, oameni buni, să nu cumva vă faceți gânduri dacă cumva în timpul emisiunii voi strănuta, pentru că am făcut o dezinfecție totală în redacție, având în vedere faptul că în ultima perioadă avem tot mai multe vești proaste privind extinderea epidemiei de coronavirus și faptul că vine foarte multă lume prin zona pieței, nu neapărat la noi în redacție. Am zis, hai să facem un gest firesc de dezinfecție. Este joi și, ca de obicei, joia, trebuie să spun cam aceleași cuvinte. Este doctorul Liviu Harbuz în emisiune. Bună dimineața, bună domnul dimineața, doctor. Și o să-l las pe domnul doctor să continue fraza mea, că este joi și... Dacă este joi, încercăm să fim cu mâinile curate. Așa, și să... că nu suntem și... cu mâinile și că a apărut curate, mesagerul. Mesagerul de neamț. Bună dimineața, domnul doctor. Bună dimineața, cititor de Mesagerul de neamț. Vorbim un pic mai târziu, așa, în context. Nu, să începem cu Mesagerul. Nu începem cu Mesagerul. Nu. Eu vreau să vorbim astăzi despre lucruri extrem de grave care se întâmplă în acest moment, în această țărișoară condusă de oameni, cei mai buni dintre toți oamenii posibili. Vorbesc aici și de cei de la guvern și cei din Parlament, oameni care au grijă de noi și care de două săptămâni ne-au lăsat, ca să spun așa, într-un vid legislativ total. Și încă suntem. Și încă suntem. Legislativ, pentru că n-a ieșit nici raportul de la comisie, iar legea va intra, legea carantinării, abia la ora 12 în plen. Așa, deci suntem... Cel puțin la emisiunea suntem în vid legislativ. Da, noi suntem într-o bulă așa, de, într-o bulă suntem aici. Mă rog, venea să spun un banc cu bulă, dar nu pot acum. Tocmai l-am auzit în această dimineață și ziceam că în mod natural aș putea spune. Are legătură cu o poezie, cățeluș cu părucăț. Și, mă rog, da, ar fi bine să ne abținem să spunem de un bulă cu dizabilități era. Asistat social. Dar s-ar putea interpreta că deghease PC-ul este într-o zonă a instituțiilor publice și nu aș vrea să... De fapt este vorba nu de un bulă cu dizabilități, de un bulă needucat. Needucat. Ceea ce... Așa cum vedem în fiecare zi, are consecințe foarte grave. Uitați-vă unde este învățământul astăzi în România. Uitați-vă cum suntem atenți doar la situația foarte importantă și foarte gravă a COVID-ului, a pandemiei, dar mai e puțin, pentru că timpul trece foarte repede, copiii se vor întoarce sau nu se vor întoarce la școală, încă nu știm acest lucru. Știm, cum să nu știm, domnul Nu, știm că se doamna, vor întoarce pe propriu. Doamna Monica, cred Anisie. Că o cheamă și Anisie, da. Să nu o cheme Amnistie, ar fi mai interesant. Deci Anisie ne-a anunțat așa, da, vom începe școala, da. Dacă vom avea coronavirus sau nu, nu știm încă, dar știm un singur lucru. Că vom începe școala și fiecare director de școală va decide în funcție de situația prezentă în zona respectivă. Deci ne dorim autonomie, dar nici chiar așa. Dar nu-i vorba de autonomie, aici este vorba de prostie, scuzați-mă că... Nu mi-am permis. Deci este vorba de prostie. Cum Dumnezeu să lași o asemenea chestiune de importanță majoră, națională, la mâna unui director de școală. Vă dați seama că vor fi directori care sunt conștienți de misiunea lor și vor face ce au de făcut, alții nu. Gândiți-vă că e haos. Așa este în România. Fie avem legi și abordări care ar trebui teoretic să fie unitare, aplicată unitar în toată România, fie avem lăsat la latitudinea fiecăruia cum să abordeze o situație, așa cum este în acest caz, în care doamna ministru ne propune ca fiecare școală să decidă fără a avea niște proceduri clare,
fără a avea un sistem integrat, un integrator. Pentru că, până la urmă, pentru asta avem instituțiile, avem inspectorate generale, avem inspectorat, avem Ministerul Învățământului. Cum poți să lași la latitudinea fiecărei școli? Pentru că, în același timp, mă gândesc, încă în județul Neamț, noi avem WC-uri în curte la școli, copiii nu au apă curentă, n-au unde să se spele, dar vorbim despre măsuri de protecție. Ca să nu mai vorbim de faptul că este evident, și noi am tot vorbit la dumneavoastră în emisiune despre ceea ce urmează, despre schimbările care în momentul de față se pregătesc și sunt într-o anumită dinamică în toată lumea. Învățământul online va continua. El va fi o alternativă. Mă îndoiesc că el va mai fi doar la nivel de învățământ complementar, de măsură complementară. Eu cred că încet, încet el va deveni obligatoriu, cel puțin în perioada pandemiei. Este pregătit sistemul de educație din România să ofere educație online? Nu. Și de aici mergem și vorbim despre faptul că România este pe ultimul loc la aptitudini digitale în Europa. Gândiți-vă că Croația, Lituania, Estonia sunt la un procent de 97-98%. Iar noi suntem în coada clasamentului cu undeva pe la 50, între 50 și 60 aptitudini digitale. Asta în condițiile în care au fost bani pentru absolut așa ceva, în și, condițiile și în care vor fi bani. S-au și cheltuit bani pentru așa ceva. Și să ne aducem aminte de marile platforme acelea despre care s-a tot vorbit și care sunt nefuncționale. Deci este incredibil cum suntem tot timpul pe locul 2 sau la coada unui clasament în condițiile în care ai avut un cadru creat. Nu, condițiile în care în România avem cea mai mare viteză de internet din Europa. Vă dați seama? Deci în aceste condiții noi avem o problemă cu aptitudinile digitale. Am înțeles. Haideți să continuăm un pic și să mergem spre ceea ce eu spuneam la începutul emisiunii, că suntem într-un vid legislativ. Încercați un pic, noi să aveți mult mai multă experiență decât mine în acest domeniu, să explicați oamenilor ce înseamnă acest vid legislativ și cât de mult poate să afecteze el comunitatea în întregul ei. În primul rând vorbim de un act normativ, de un proiect de act normativ, de acest proiect de lege care trebuie să legifereze ceea ce înseamnă carantina, carantinarea, fie ea instituționalizată, fie ea la domiciliu, fie în alte condiții, deci se stabilesc condițiile de carantinare. Ea a trecut prin Camera Deputaților, acolo au fost dezbateri foarte dure. Normal, știți bine, s-a invocat încălcarea unor drepturi și libertăți ale cetățenilor, dar eu mereu mă întreb de ce nu se fac aceste dezbateri înainte de a intra în plen, de ce nu este consultat CCR-ul, Curtea Constituțională a României, pentru a evita astfel de situații, pentru a evita prelungirea elaborării și, desigur, votului final pentru aceste legi. Răspunsul care este? De ce? Care este răspunsul? Eu nu reușesc. Eu am e pretenția. Foarte simplu. Este un joc politic, un ping-pong politic. Totul este abordat în cheie electorală, pentru că în perioada electorală, eu spuneam tot la dumneavoastră în emisiune, este cea mai nenorocită perioadă din punct de vedere social și economic pentru România și, desigur, nu doar pentru România, pentru întreaga, pentru orice țară din lumea asta. Perioada electorală este o perioadă păguboasă și foarte periculoasă. Asta se întâmplă și acum. Totul este abordat în cheie electorală. Cele două partide mari, Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat, vor să profite de aparițiile în media, de această dezbatere sterilă, în loc să grăbească lucrurile. Știu că e o nenorocire, dar cu realitățile astea ne confruntăm. Nu știu, mă simt de parcă
aș sta în fața unui pluton de execuție care, pe lângă faptul că are mitraliera, pușca în mână, să tragă, îmi și spune, știți, noi facem totul ca să vă simțiți bine în momentul în care nici primiți blonde. Nu o fac cu premeditare. O fac doar din interesul electoral și din foarte, foarte multă prostie și lipsă de interes pentru viața noastră, pentru agenda publică, pentru că, uitați-vă, deciziile care se iau, peste 90% din ele sunt, până la urmă, combătute, cu ghilimele, de către realitate. S-a vorbit foarte mult despre măsurile de protecție, iar eu profit de această ocazie, oameni buni, protejați-vă, relaxarea trebuie să fie făcută cu măsură și responsabil, purtați măști, dezinfectați-vă, pentru că acest virus este o realitate. Și uitați-vă, ieri la Galați, un tânăr de 45 de ani a murit fără să aibă comorbidități și sunt nenumărate cazuri. Trebuie să renunțăm la principiul ăsta românesc. Mie nu mi se poate întâmpla, pentru că așa abordăm toate problemele. La mine nu ajunge, mie nu mi se poate întâmpla. Dar am avut acele scene penibile în care demnitarii care ne învață pe noi ce trebuie să facem, care votează legi, refuză să poarte măști în, știți, ostentativ. Și cu foarte multă aroganță, pentru că acolo, de fapt, este un gest de aroganță. Avem cazul celor doi deputați PSD care au intrat în șaurmerie. Avem cazul nefericit, altfel, pentru că mi-aș fi dorit ca acea fotografie să nu apară, pentru că ea a fost speculată, vorbesc de ziua primului ministru, unde la fel regulile erau încălcate flagrant. De fapt, toate acestea la ce duc? La neîncrederea oamenilor în sistem, în ceea ce înseamnă leadership politic, în ceea ce înseamnă guvernare. Odată cu pierderea încrederii, oamenii spun, dom'le, dar dacă ăla nu face ceea ce spune, de ce să o fac eu? Ca să nu mai spun că au fost politicieni de-a dreptul demenți care au refuzat să poarte mască, care în ședință, de exemplu, dacă nu greșesc, cred că la Vaslui, președintele Consiliului Județean... Bun, acolo este un caz patologic. Dar vedeți, toate aceste lucruri se mediatizează. Politicienii trebuie să înțeleagă că ei sunt exemple și repere. Cu cât ești mai sus în scara socială, mai ales atunci când ești demnitar, trebuie să fii un exemplu. Puterea exemplului funcționează în toată lumea. Dacă nu ești un exemplu, lasă-ne, du-te acasă. Pentru că lucruri în aparență banale, simple, lipsite de interes. N-a avut președintele Consiliului Județean Vaslui să poarte mască. Oamenii au văzut și așa crește neîncrederea. Uitați-vă, avem 727 de persoane care au părăsit spitalele în urma acestui vid legislativ. Închipuiți-vă doar și pe telespectatorii dumneavoastră, îi invit să urmărească. Aduceți-vă aminte imaginile din spitalele din Italia. Aduceți-vă aminte cum medicii ieșeau cu fața rănită de la mască, de la echipamente, cât stres, câtă muncă au dus oamenii ăștia, iar tot ce se întâmpla, se întâmpla pentru că acolo era un infectat cu COVID în pat, în spital. Ei, toți ăștia din spitale, 727, gândiți-vă că ei circulă liberi prin România, fără să mai fie înconjurați de medici, de asistentele medicale, care, repet, aduceți-vă aminte ce echipamente aveau pentru a preveni răspândirea bolii. Ne batem joc de medici. Ne batem joc de știință. De noi. Ne batem joc. Nu, noi suntem pe cont propriu. Sper că n-am distrus noi niciun fel de problemă. Ne batem joc de tot ce înseamnă respect pentru viață. Noi suntem pe cont propriu. Fiecare trebuie să se descurce. În vid legislativ vorbeați de haos. Normal că se naște haosul. Dar în haosul ăsta sunt oameni care vor și au dreptul la viață, vor să-și protejeze viața și sunt oameni care consideră că nu e cazul să luăm aceste măsuri de siguranță.
Deci oamenii ăia sunt condamnați, cei care doresc să trăiască. Ca să nu mai zic că a apărut acum o abordare filozofică, un conflict între generații. Cei tineri spun, lasă-mă să moară toți hodorogii. Lasă că e selecție naturală, e bine că mor cei cu comorbidități. Că o să... Gândiți-vă că aceste abordări le-am mai avut și în perioada nazismului. Acolo suntem. Și în partea cealaltă a comunismului. Și în partea comunismului, bine, măcar acolo că erau aparențele, aparențele salvau. Da, aparențele, da. Dar noi tot am vorbit aici în emisiune despre ce se întâmplă la nivel global. Uitați-vă, ieri au fost, spuneam noi aici că la un moment dat vor exista zone de influență și de interes ca banii, moneda care există astăzi în fiecare țară, toate monezile să fie afectate de introducerea pe piață a criptomonedelor. Chiar ieri a avut loc un scandal pentru că conturile în criptomonede ale șefilor marilor companii au fost atacate în zona criptomonedei. Aici eu cred că este o provocare și vom vedea cum încet încet criptomoneda va câștiga teren, ba mai mult, odată cu distrugerea sistemului bancar, pentru că asta se urmărește, lumea va fi resetată de la zero. Mi-aduc aminte zilele trecute, alaltă ieri, domnul Arafat spunea așa, el spunea cu calm, dar trăgea un semnal de alarmă. Oameni buni, la București nu mai avem locuri în ATI-uri. Absolut, pentru că am făcut și eu analiza aseară uitându-mă pe cifre. Dacă în aprilie aveam o situație nu similară, pentru că numărul de cazuri nu a sărit de 530, acum avem și 640 și 670, toți zic, da, domnule, pentru că acum testăm mai mult și apar mai multe cazuri. Dar mereu trebuie să urmărim integrat câți oameni sunt în ATI. Pentru că până acolo, acolo e problema. Da. Și astăzi avem aproape pline secțiile de ATI, iar cel mai mare pericol în toată povestea asta, ceea ce s-a întâmplat și în Italia, se întâmplă și în Statele Unite, și vorbim de Statele Unite cu un sistem medical foarte performant, există riscul colmatării sistemului medical. În momentul în care medicii vor începe să cedeze psihic. Plus că în momentul de față, această detașare, această relaxare, această atitudine de ironie la adresa măsurilor de prevenție și de securizare a fiecăruia dintre noi, îi demoralizează pe medici. Uitați-vă că medicii au început să iasă cu tot felul de mesaje, până la urmă motivate, gândiți-vă, legitime, ei au stat în spitale toată perioada asta, au făcut un efort, sunt epuizați, au și ei dreptul acum la concedii, care concedii și în ce limite. Uitați-vă ce se întâmplă cu Grecia, uitați-vă că România este în momentul de față pe locul 4 în Europa, apropo de numărul de infectări. Din nou suntem izolați. Ba suntem izolați din punct de vedere al sănătății medical, ba suntem izolați economic, ba suntem izolați politic. Haideți să explicăm un pic ce înseamnă asta. Deci dacă ești pe locul 4 în clasamentul european, asta nu înseamnă numai că nu te poți duce în vacanță. Înseamnă și alte lucruri care țin de economie. Impactul economic. De economie, de circulația mărfurilor. Absolut. Pentru că restricțiile se referă nu numai la circulația persoanelor, dar și la circulația mărfurilor. Și desigur asta implică măsuri noi, prețuri mai mari. Uitați-vă cum au crescut prețurile la alimente. Chiar nu vede nimeni. Unde e ministrul economiei? Tot ne spunea că supermarketurile vor fi aprovizionate. Că da, sunt aprovizionate, avem marfă. Dar se uită cineva că prețurile la anumite produse alimentare au ajuns la 23%, s-au mărit cu 23%. Au explodat, domnul doctor. Dacă cineva se uită și le ia pe rând produsele acelea care se cumpără în mod curent, o să-și facă cruce și cam cu atâta rămâne. Deci? Politica de legiferare, uitați-vă la Parlament, a fost ping-pong-ul ăla cu dublarea alocațiilor pentru copii. Inițial, liberalii
când era PSD-ul la guvernare, au ieșit și au spus cerem ferm, altfel vă ucidem, dublarea alocațiilor. Deci au făcut un ping-pong și cu banii pentru copii. Chiar nu le mai pasă de nimic. După care vine, vin liberalii la guvernare și vine PSD-ul. Vă radem dacă nu dublăm alocațiile. De ce a fost nevoie? Și acum aud o altă aberație, că este domnul Câțu, care spune, dom'le, n-avem surța de bugetare și încălcăm Constituția conform articolului 39, că nu e introdus în buget. De ce noaptea minții? De ce avem nevoie ca un act normativ să fie dezbătut, să creeze tensiuni sociale, să creeze așteptări din partea oamenilor, iar acolo totul este un joc politic. Deci până nu vom termina cu... Jocuri politice există în toată lumea, dar jocurile politice nu se referă la calitatea vieții cetățeanului. În mod constant, politicienii distrug calitatea vieții cetățeanului. Pentru că, până la urmă, ce ne dorim? O calitate a vieții nu la nivel de să-și cumpere iahturi sau să-și cumpere insule. Nu. Să trăiască normal. Să știe că are 4 copii și că are 4 oricât va fi alocația, dar să știe, pentru că în toată lumea asta noi vorbim de predictibilitate. Și noi, fiecare cetățean, în parte, avem o abordare de predictibilitate. Bă, cât o să am, câți bani o să am eu la anul? Unde mă aflu? Sunt tânăr, vreau să-mi iau o casă. Vreau cât să merg într-o rata? Vacanță. Cât va fi? Acum cu vacanța e cam grav. Că nu o să mai mergem nici în vacanțe. Probabil următorii 2 ani vom avea în continuu probleme. Bașca, că uitați-vă, oamenii nu înțeleg că e momentul, dacă toți suntem pe cont propriu ca persoane, pe persoană fizică, să fim pe cont propriu și ca țară. Haideți să mergem în vacanță, nu știu, în Maramureș. E mult mai sigur. Am tot zis, tot la dumneavoastră în emisiune, haideți să luăm avantajele pe care ne le putem crea în urma pandemiei. Hai să susținem economia. Pentru că respectând condițiile de măsurile pe care trebuie să le luăm pentru a ne proteja, eu sunt convins că există agenți economici și am văzut și aici în Neamț, am fost într-o pensiune unde într-adevăr funcționa la jumătate de capacitate, se respecta distanța socială, ospătarii aveau măști, adică se respectau toate condițiile. Haideți să ne gândim puțin și la cei din industria Horeca. Haideți să-i ajutăm tot noi. Haideți să ne încurajăm, dar nu la modul la care sălbatic și haotic, cum s-a întâmplat pe litoral la inaugurarea acelui hotel, în care, dacă nu s-ar fi îmbolnăvit atâtea vedete, exact, să nu dăm nume. Da. Nimeni nu spunea nimic, nu știa nimic. Dar astfel de situații se repetă în fiecare săptămână. Ca să spunem așa, s-a escat o situație... S-a escat. Nu pot să vorbesc despre colega mea, pentru că... Dar nu e vorba de asta, e vorba și de o mentalitate, dar asta este o altă problemă. Da, știți ce se întâmplă? Cred că marea problemă și continuă să fie o problemă, lipsa de educație. Iar nimeni astăzi nu se mai gândește la educație ca domeniu prioritar. Repet, o să înceapă școala, nimeni nu este preocupat, tot vorbesc de prevenție. Dom'le, haide de astăzi și până pe 15 septembrie să facem o analiză, un audit, ce avem acoperit cu ceea ce înseamnă internet. Dacă avem terminalele mobile pentru copii, câți copii au aceste terminale? Care sunt soluțiile să achiziționăm? Pentru că dreptul la educație este sfânt, e în Constituție. În momentul în care eu spun, fac școală online și 10% din copii nu au terminale mobile, nu au internet, avem obiceiul ăsta prost de a ascunde sub preș totul. Dacă nu se vorbește, înseamnă că nu există. Nu mai merge așa. Pentru că această pandemie înseamnă o revoluție la nivel mondial. Ea vine cu foarte multe schimbări și dacă nu ținem pasul, vom, nu știu, cred că vom dispărea ca nație. Da. Despre învățământ putem vorbi, cred că, 3 zile în continuu și nu ajungem la o concluzie în România. Uitați câțiva cititori.
vorbesc despre cu ce am început noi emisiunea, cu directorii de școli. Zice, doamne, sunt directori de școli care... Care nu au abilități, vorbeam despre abilitățile. Acum eu nu-i acuz. Au fost alte perioade, alte vremuri. Gândiți-vă că sunt oameni care și-au început cariera acum 40 de ani în învățământ, care au dat tot ce a fost mai bun din ei. Nu putem spune că am avut un învățământ de proastă calitate, putem spune că el s-a deteriorat în ultimii 30 de ani, dar sunt oameni care și-au văzut de treabă, dar din păcate nu au ținut pasul cu noile tehnologii și nu au competențe privind digitalizarea. Dar pentru asta nu trebuie executați. Pentru că poate acel director, ca manager, este foarte bun, conceptual, nu știu... ca membru de partid, ca un cotizant, ca un cotizant la partid este foarte bun. Nu, nici nu vreau să mă mai gândesc la asta. Da, eu mă gândesc pentru că este o plagă chestiunea asta. Da, nu putem generaliza pentru toți profesorii. Domnul... Așa e și cu medici. Uitați-vă cum s-au... Apropo de asta, vreau să nu uit. Uitați-vă care este situația în DSP-uri. Vorbim despre pandemie, vorbim despre valul 2, avem 600 și ceva de infectări pe zi, dar cine face anchetele epidemiologice, întreb? Uitați-vă, avem 3 epidemiologi în marșilați. Sunt județe în care există un epidemiolog. Cum facem anchetele epidemiologice care sunt obligatorii prin lege, care înseamnă proceduri? Deci ne facem că facem, de fapt. Asta se întâmplă. Ați auzit un ministru, un prim-ministru sau un președinte sau un lider al opoziției care să spună așa: băi, oameni buni, am constatat în această perioadă de pandemie că avem o problemă, nu avem epidemiologi. Începând de anul acesta... Noi putem face peste noapte. Nu, începând de anul acesta, în facultățile de medicină din România, se creează... Nu e o chestiune de facultate, pentru că e opțional, după ce termin facultatea, te specializezi... Sau ei și... Deci deschidem mai multe posibilități și niște avantaje pentru cei care se fac. Asta vreau să spun. Ei trebuie motivați, pentru că în ultimii 50 de ani epidemiologii au lucrat, dar nu la un asemenea nivel. Epidemiologia este, până la urmă, o specializare care nu avantajează foarte mult, nu dă multe satisfacții din punct de vedere medical, decât într-o astfel material, de situație. Și material. Și material. Și material. Eu aș încuraja acum, pentru că există epidemiologi care s-au mutat în altă parte, s-au respecializat. Eu astăzi aș oferi avantaje materiale acestor epidemiologi pentru a putea popula cu specialiști DSP-urile. Pentru că atunci, dacă tu bagi în ecuație în tot sistemul ăsta de monitorizare a pandemiei, bagi epidemiologii, dar tu nu i-ai, e ca și cum ai produce un fals. Trecție la un picior de lemn. Haideți. Da, mai neacademic, cam așa sună. Deci, despre ce vorbim aici? Vreau să vă citesc ceva astăzi în Mesagerul. Din Mesagerul. Deci, colegiile naționale salvează statistice la bacalaureat. Este o analiză, poate un pic prea tehnică, dar eu spun că așa ar trebui făcute astea și cei de la inspectorat ar fi primii care ar trebui să le facă. Deci, în Piatra Neamț, luăm 100 de caz, nu pe județ, că e prea multă cifrăraie. Avem 13 instituții de învățământ care au trimis elevi la examenul de bacalaureat. Adică 1488 de elevi. 59 nu s-au prezentat și dacă privești în ansamblu, că noi ne-am obișnuit să privim lucrurile în ansamblu, situația este bună. Avem un procent de promovabilitate de 70%. Deci peste media județului. Dacă mergem în detalii, care fac diferența de cele mai multe ori, în Piatra Neamț avem 4 colegii naționale. Da? Și cele 4 colegii naționale au 670 de elevi din 1400 care au susținut BAC. Și ce se întâmplă aici? Au luat 7,3% din... deci cel puțin 7 elevi și ceva au luat medii de peste 8 la colegii naționale. Nu vorbim de cazurare și de hogaș, deci nu, discutăm să știți pe total. Păstrăm proporția, ăsta e procentul și național. Da. Când eliminăm
colegiile și ne oprim la restul instituțiilor de învățământ, 9 licee, colegii tehnice, ce mai este, situația e dezastruoasă. 53,75 au fost respinși. Și nu mai intrăm în restul amănuntelor, că spui mâinile în cap. Nu avem nici timp. Aici poate odată o să stăm să discutăm. Da, și am observat că tot vorbeam noi, că încurajăm învățământul dual. La colegiile tehnice și la școlile profesionale nu s-a acoperit, nu știu, e un deficit, domnul apropo doctor, de scrieri, de, practic nu vor mai avem funcționa. 4 clase de învățământ dual în Neamț. Neamțul, un județ care a promovat învățământul dual. E adevărat, prin Camera de Comerț. Și s-au dus și au făcut. Eu întreb ce face azi Camera de Comerț. Nu știu ce face astăzi, dar eu vă spun că sunt 4 clase fără niciun înscris. Erau acum 2 zile. Despre asta și vorbeam. Și 16 clase la licee tehnologice, profesionale, cum s-or chema ele, în care clasele nu erau ocupate. Și vine doamna ministru acum și ne spune așa, lipsă de predictibilitate. Spune, știți, unde sunt medii mari, putem face clase teoretice. Unde faci clasele alea teoretice? Unde? În liceele tehnologice le faci? E de noaptea minții. Asta e un sistem de cârpeală, așa cum facem în toate domeniile. Cârpim, stingem incendii ca pompierii, dar nu facem niciodată ceea ce înseamnă prevenție, nu avem strategii, nu gândim pe termen lung, nu vedeți, totul se face pompieristic. Revin, de 2 săptămâni stăm fără o lege. În învățământ îmi spune acum doamna ministru că rămâne la atitudinea directorilor. Măi, oameni buni, de când am intrat noi în starea de urgență, de atunci niște minți luminate nu s-au gândit să ia toate variantele în calcul. Și nu știu, parcă trăim în Pampas, știți? Și acolo fiecare cu lasou să te descurce pe cont propriu. Este incredibil. Eu nu-mi revin. Da, din păcate, astea sunt realitățile. Revin eu și vă spun, suntem pe cont propriu. Suntem pe cont. Adică propriu. Avem un stat care nu reușește să ne organizeze, nu reușește să ne ofere predictibilitate, stabilitate, pentru că eu mă tot gândesc în fiecare zi, ferească Dumnezeu, dacă ar fi un război, oare am stat tot așa 2 luni până să luăm o decizie? Păi nu, că probabil s-ar gândi așa, hai să-i lăsăm să ne ocupe ca să nu mai trebuiască să luăm decizii. Da, e deci și asta o variantă. Este o variantă simplă, adică ne ocupă, ne predăm onorabil și nu mai luăm decizii. Și întotdeauna, ne-am complăcut în această poziție. Îmi spunea că tot ați amintit de medici. Îmi spunea un medic din Târgu Mureș. Era un spital care a fost transformat în spital COVID și unde sunt niște, un personal de elită, de fapt e o clinică. Și personal de elită. Și a zis, domnul Vali, eu, dacă ar fi după mine, v-aș chema aici să-mi instalați camerele de luat vederi într-un salon ATI, COVID, și cei care nu cred, i-aș pune să se uite, să vadă ce se întâmplă cu acei oameni. Ați văzut că deja au început să facă lucrul acesta, pentru că situația nu e numai la noi în România, apropo de reacția oamenilor în fața izolării. Da, este... și, medicii din afară, am văzut și în Statele Unite și peste tot, au început să transmită, să instaleze camere pentru a transmite imagini din ATI. Pentru că până nu vezi și până nu realizezi că și tu poți fi în poziția aia, nu poți fi convins. Și, din păcate, repet, lipsa de încredere în instituțiile statului, în stat, aduce haos și anarhie. Acum, eu nu știu dacă să-i judec pe oamenii aceștia care ne conduc, din punct de vedere al incompetenței politice, și administrative, pentru că politic se mișcă bine altfel. Ei se ceartă politic foarte, sunt foarte eficienți. Și administrative, sau să zic, Doamne, dă-le ce le lipsește, minte. Minte și bani, pentru că o perioadă, așa cum am avut ultima perioadă și acum că tot starea de alertă s-a prelungit cu încă 30 de zile, foarte mulți, o să fiți șocat, nu atât, nu dumneavoastră, cât spectatorii dumneavoastră,
foarte mulți se gândesc și la alte aspecte. De exemplu, sunt foarte mulți care își doresc din nou starea de urgență pentru că s-ar amâna procesele. Și dacă s-ar amâna procesele, într-un procent de neînchipuit, deci peste 18% din cei care vor să candideze au procese penale și și-ar dori foarte mult ca ele să fie amânate până după alegeri. O altă imagine, o altă componentă a imaginii în general este aceea, apropo de ceea ce înseamnă achiziții, achiziții din surse unice. Deci gândiți-vă că nu numai interlopii s-au gândit cum să facă mulți bani în pandemie, în starea de urgență. S-au gândit și politicienii. Și multora le-a ieșit. Și-au aplicat aceeași schemă de gândire. Schema este aceeași. Nu e nicio diferență între... Ceea ce înseamnă că neuronii funcționează cam la fel când e vorba de câștig. Absolut. Mecanismele sunt aceleași. Abordările sunt aceleași. Doar că unii sunt demnitari, și alții iar sunt tatuați. Alții sunt tatuați și cu maieu. Da. Știți cum... Aproape că nu mai îmi vine să continui discuția asta. Aproape că nici mie nu mai îmi vine să fac politică de multe ori, pentru că mă întreb... Acum mă provocați, cum mă provoacă... Deci am primit 4 mesaje până acum pe telefon, nu în... Dar de ce nu discutați și politică cu domnul Harbuz? Pentru am promis eu la început. Vă spun eu, pentru că domnul Bălănescu mă persecută și nu vrea să discute politică cu mine... Bun, atunci... Are alți clienți pentru politică. Bineînțeles, dar în ultima am avut numai șef de partide, ca să spun așa, clienți care au venit în premieră în emisiune. De asta la domnul Cosmanciuc până la însuși domnul Arsene. Și, cum să spun, e o onoare pentru această redacție într-o piață super aglomerată să primească vizite cu mașini deosebite. Știți, mă gândeam că nu întâmplător sunteți localizat aici în piață, pentru că chiar sunteți în mijlocul oamenilor. Și mă gândeam că poate ar trebui să puneți o cameră și să dați imagini din piață, pentru că acolo e realitatea, acolo e firul ierbii. Păi... Acolo vedem fața oamenilor, acolo vedem... cum se face comerțul. Pot să vă spun acolo eu, vedem și micii domnului, nu știu cum îl cheamă. Micii domnului Mățu. Așa că era să zic Câțu. Da, fiecare acum, cu Mățu și Câțul. La măsuri economice se aseamănă, adică nu e niciun fel de problemă. Păi să vă spun eu cum funcționează piața. Știți cum e? Aici vin băieții ăia care aduc ciuperci. Aduc ciuperci, multe ciuperci, luând de la gura ursului. Pe mine mă interesează cine mănâncă ciuperci. Mănâncă ciuperci toată lumea. Dacă vă arăt cine cumpără ciuperci din piață, nu o să vă vine să credeți. Culmea e că am văzut și un medic, nu medic de medicină așa, de la, cum se cheamă instituția aia, că dumneavoastră ați creat-o în România, am uitat cum se cheamă. La nivel de județ se numește DSVSA, Direcția Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Direcția Sanitar Veterinară. Dar o piață agroalimentară nu poate funcționa fără un medic veterinar, inspector, care asigură partea. Păi, tocmai, eu am văzut unul care cumpăra ciuperci și alte asemenea bunuri de prin pădure aduse. Domnul Bălănescu, să știți că eu am... Dar n-am auzit unul... Eu am trăit... o bucățică din viață în Austria. Culegeau ciuperci din pădure. Deci și eu culeg ciuperci în din pădure. Dar eu cred că într-o piață unde vin cu ciuperci ar trebui să existe, dacă nu un control, măcar un sector foarte bine delimitat în care să vinzi aceste lucruri. Este aberant să ai o piață care stă jumătate goală etajul și tu să vinzi în niște condiții improprii. Vi se pare că această piață, piața centrală din Piatra Neamț, care a trecut prin tot felul de faze. Trebuie să-mi pun ochelarii. Că... A ars de ce a venit? Poliția veterinară? Sau? Nu, a venit cineva și nu recunoșteam personajul. Noi suntem într-o redacție aici și lumea lucrează și a venit cineva și n-am recunoscut personajul. S-a așezat la un calculator și n-am recunoscut personajul. E foarte bine că s-a așezat. Haideți să vorbim acum despre politică, domnul. Haideți să vorbim despre politică, domnul Bălănescu. Să ne facem curaj. Domnul Harbuz, eu nu am probleme cu curajul în politică. Nici că nu fac politică încă. În general, nu am nicio problemă. Da. Domnul Harbuz, ce vești în Pro-România Neamț? Eu v-am văzut așa în conferințe de presă, care, apropo, a fost foarte urmărită, la noi cel puțin, nu știu, în alte părți. Într-o conferință de presă v-ați anunțat candidat la Consiliul Județean.
și candidat la primăria Piatra Neamț. Bine, asta deja era de la sine înțeles că am anunțat-o în Mesagerul și nu mai are rost să mai... Bine, ați presupus-o în Mesagerul. Am presupus-o, dar eu fac de obicei presupuneri corecte. Ce se întâmplă? În ce stadiu vă aflați acum la nivel de organizație? Pentru că eu, de exemplu, în afară de Piatra Neamț, am înțeles că aveți candidat și l-ați găsit după foarte multe căutări, candidatul respectiv în sânul partidului. Aș vrea să știu cum stați la nivel de județ. Deci, în momentul de față, eu zic că stăm foarte bine. Avem într-o proporție de 62% organizații integral constituite cu candidați la primărie. Restul până la încă 38%, până la 100%, sunt localități în care avem doar candidați pentru funcția de consilier, nu avem candidați pentru primării. Asta, desigur, în urma unor analize la fața locului, dar avem situații, aș putea spune, hilare, în care astăzi un personaj este la PNL, mâine este la PSD, pentru că, hai să fim cinstiți, la nivel de comună, ideologiile dispar din momentul în care intri în comună. Ideologia înseamnă interesul personal, interesul familiei, interesul de grup, interesul comercial în cumetriile pe care le-ai stabilit. Deci există așa o dinamică a celor care luni sunt la PSD, marți sunt la PNL, miercuri sunt la Pro-România, joi sunt la USR. Mă tot întreb cum am putea crea profilul unuia care trece de la PSD la USR, iar USR-ul care spune că o face selectiv și că vom primi doar oameni cu un anumit profil politic, nu are nicio problemă. Nu, și a creat un procent de 20% ca să-i poată primi. Da, și nu, care 20%? Păi nu, așa am înțeles, că există un procent în care poți primi membrii din alte parte. Există marja de 20% în care poți să-i primești și pe aia selectiv. Da, sună foarte frumos, am și eu niște algoritmi pe care pot să vi-i prezint, dar nu ajută cu nimic. Ne lovim de realități. Bun. Iar realitatea este foarte clară. De unde atâta ideologie? Încă trăim, aș putea spune, în evul mediu. Haideți să facem legătura între prima parte a emisiunii și a doua parte a emisiunii. Vă rog. Deci, trăim într-un haos legislativ. Dumneavoastră veniți acum, ați lăsat hanea de invitat permanent în emisiune și sunteți politicianul Harbuș. Și eu vă întreb, ce face... Asta a fost deja o atenționare că joia viitoare nu mai vine. Sunt liber? Nu, vă dau o altă haină. Am înțeles. Politicianul Harbuz, acum de pe poziția de politician, cum vede rezolvarea lucrurilor? Și după aceea vreau să vă gândiți și la următorul aspect. Sunt sigur că programul dumneavoastră la Piatra Neamț este în mare măsură o continuare a programului de acum 4 ani. Acest program... Mă scuzați, vă spun așa simplu. Ne uităm care sunt pilonii de bază ai Uniunii Europene în finanțarea 2021-2027. Vă aduceți aminte programul meu de acum 4 ani. Un oraș verde, un oraș inteligent. Haideți, spuneți că știați ce va fi din 21 așa. Da, am vorbit cu cei de la comisie. E adevărat. Am marele defect de a citi și de a mă informa. Știam cum va evolua sau măcar perspectivele de evoluție ale societății europene și ale economiei europene și nu neapărat mondiale. Aduceți-vă aminte că aici la dumneavoastră în emisiune am spus lucruri care s-au întâmplat aproape cu precizie exact. Punct și virgulă. Exact, cu punct și virgulă și noi vorbeam acum 4 luni și vedeți când vă spuneam că va veni valul 2, că vom ajunge la probleme sociale, la haos social, la anarhie. Lucrurile s-au întâmplat. Atunci toată lumea spunea, Harbuz a luat o raznă. Acum 4 ani vorbeam despre orașul inteligent și despre orașul verde. Uitați-vă cei 3 piloni majori. Ce înseamnă până la urmă orașul inteligent? Prima condiție este să fie un oraș digitalizat. Digitalizarea este viitorul și mai ales al administrației publice. Vorbeam despre digitalizare acum 4 ani.
Avem Green Deal-ul, ca să înțeleagă toată lumea, este principalul pilon pe care merge pentru finanțare Uniunea Europeană, se referă la mediu. Și nu numai mediu. Aici poate intra, de exemplu, și turismul și multe alte sectoare de activitate. Vorbeam acum 4 ani despre un oraș verde, ce înseamnă un oraș verde. Vorbeam, dacă vă mai aduceți aminte, despre incubatoarele IT, incubatoarele de afaceri. Să nu vorbim despre ce s-a făcut aici, un incubator care nici măcar n-a adus plus valoare, nici măcar o secundă, un simulacru. Îmi dați voie să vă spun, există o legătură între incubatorul de la Piatra Neamț și afaceri. Dar da. Nu este un incubator de afaceri. Exact. Nu mi-am permis să spun asta. Vorbeam atunci despre aceste incubatoare de ce? Pentru că avem nevoie de inovare și cercetare. Ăștia sunt cei 3 piloni. Astăzi, 2021-2027, deci Green Deal, care înseamnă mediu, digitalizare, cercetare, inovare. Toate astea le spuneam acum 4 ani. Dar poate că lumea n-a înțeles. Poate că am fost eu prea sofisticat în exprimare. Eu sunt convins că oamenii, încet, încet, având mai mult acces la informații, numărul celor care navighează pe internet este mai mare, se informează mai mult și înțeleg lucrurile. Eu sper ca de data aceasta, și repet, eu vin cu același program, oraș verde, oraș inteligent. Același program care va fi extins, sper din toată inima, prin reprezentanții noștri, candidații de la Roman, de la Bicaz, de la Târgu Neamț și la nivel de județ pentru a implementa ceea ce înseamnă sistemul de orașe inteligente, localități inteligente, pentru că Smart City se referă la... aș vrea să mai fac aici o remarcă. În următorii 30 de ani, 50% din populația, și să țineți minte cei care o să mai trăiți 30 de ani, în 30 de ani, 50% din populația din mediul rural va migra către urban. Aceste atenționări se fac la nivelul instituțiilor europene, la nivelul instituțiilor internaționale, iar aici, apropo de prevenție, toate strategiile de dezvoltare trebuie să aibă în vedere această migrație din mediul rural în mediul urban. Și pentru asta trebuie pregătită toată infrastructura de transport, locuri de muncă. Face cineva acest lucru? Noi în continuare mergem și ne lăudăm că am mai cârpit 3 metri de asfalt. Ok, e foarte bine, avem nevoie de asfalt peste tot, sunt elemente de bun simț. Pentru că asta înseamnă calitatea vieții. Să ai asfalt, să ai apă, să ai canal, dar trebuie să fim atenți și la cei care ar trebui să aibă școală. Să fim atenți la sistemul de educație, pentru că fără educație, uitați-vă unde ajungem. Cât de tare credeți că a deranjat? Că eu, după reacțiile postacilor din mediul online, mi se pare că a deranjat venirea doamnei Arcan într-o România. Nu știu, eu nu mi-am propus să deranjez pe nimeni. Eu mi-am propus să eficientizez partidul. Consider că este un câștig prezența doamnei Arcan la Pro-România. O cunosc din vremea când am fost colegi. Știu că e o femeie hotărâtă, o femeie foarte muncitoare, cu capacitate de muncă foarte mare. Și ce am admirat la doamna Arcan, întotdeauna a evitat combinageala, a evitat, de altfel se vede și în parcursul dânsei, că e un om care n-a avut probleme cu legea. Are o singură problemă. Vorbește, e foarte directă și are o personalitate foarte dezvoltată, ceea ce nu i-a plăcut președintelui PSD Neamț, care e obișnuit ca toată lumea să stea în poziția ghiocel, toată lumea să tremure în fața lui, pentru că acolo e dictatură. El crede că dacă oamenii stau ghiocel în fața lui, nu se îndreaptă când pleacă spre casă și nu vorbesc în drum spre casă și nu vorbesc despre presiuni, despre amenințări, despre șantaj. Repet, pentru asta am preferat să o luăm alături de noi pe doamna Arcan în echipă. Nu același lucru s-ar întâmpla cu alți parlamentari PSD dacă ar dori să vină în Pro-România. Deci vom fi extrem, extrem
de selectiv. Au existat tatonări din partea PSD-știlor spre pro-România? Da, chiar înainte, ca doamna Arcan, chiar doamna Arcan, dacă mă întrebați pe mine, n-aș fi crezut niciodată că o să părăsească PSD-ul. Deci toate poveștile acelea, că de o lună de zile se știa... Nici vorbă, nici vorbă. Păi nu știa doamna Arcan, de unde să știu eu? Adică se știa că am pus la cale. Deci a fost o chestie de 48 de ore. A fost ședința la care, ca de obicei, domnul președinte al PSD, că i-am uitat numele, a făcut presiuni și a avut o atitudine pe modelul Sugio Ramona, după care, normal, doamna este Arcan o carte. Este o carte, da, care se găsește și în librărie. Adică da. Filmul e mai ușor de văzut pe Netflix. Da, probabil că e mai accesibil, ca și alte filme, pentru că și Județul Neamț a creat filme de succes în zona asta. Aducem aminte, acelea cu seminarul. Cu seminarul, da, cu... Deci, sunt multe, da. Sunt multe posibilități de instruire, ca să zic așa, în domeniul ăsta. Păi așa a ajuns celebru Județul Neamț, prin tot felul de nenorociri, prin aventuri pornografice, prin miniștri incompetenți care au devenit repere pentru prostie, prin tăiat panglici, prin WC-uri. Adică, când se vorbește, din păcate, la București despre asta se vorbește. Ca să nu mai vorbesc că acum mi-am adus aminte de faptul că, uitați-vă cum s-a dezvoltat Târgu Neamț, pentru că așa a vrut președintele Consiliului Județean, cum s-a dezvoltat Romanul, pentru că așa a vrut PNL-ul, iar Piatra Neamțu a ajuns a nimănui. Ba mai mult de atât, își doresc să aducă și un primar de la Giurgiu. Este penibil. Credeți vreodată că oamenii, locuitorii din Piatra Neamț, moldovenii, vor accepta să vină unul de la Giurgiu, care a fost alungat de acolo? Chiar dacă el este bucureștean, dar s-a dus să facă bani la Giurgiu normal și să fie parlamentar. Credeți că moldovenii vor alege pe cineva care vine de la Giurgiu să le conducă orașul? Dacă vor face asta, își merită soartă. Da. Facem pauză. Nu, pauză nu fac. Dumneavoastră nu pot să fac pauză, pentru că dacă facem pauză, este rău. Nu știu, numai eu știu ce pățesc dacă fac pauză cu dumneavoastră. Romanul? Avem candidat și la Roman. Nu pot să fac încă public numele. De fapt, avem doi candidați, doi potențial candidați. Vom vedea pentru ce vom opta. Ce pot să vă spun este că îmi doresc un candidat la primărie cu aceeași abordare pe care o am și eu, apropo de oraș inteligent, oraș verde. Îmi doresc un om activ în zona ONG-urilor, care este conectat la zona ONG-urilor. Îmi doresc un om activ, nu neapărat cel mai cunoscut, cel mai frumos și cel mai iubit dintre politicieni. Pentru că în Județul Neamț există foarte, foarte mulți oameni de calitate care încă nici n-au intrat în politică, dar care vor să schimbe ceva. M-am întâlnit ieri cu foarte mulți copii care au fost plecați, copii, le spun copii, dar ei au în jur de 28-30 de ani, care au făcut școala afară, care au lucrat afară și s-au întors, ca și mine, nostalgici după oraș, s-au întors în Piatra Neamț. Pentru ei trebuie să schimbăm ceva. Și ei se implică. Iar eu apreciez faptul că ei se implică. Fără a fi postaci, fără a sta toată ziua în online să-și laude conducătorul suprem. Da? Ați văzut că câteodată laud atât de mult încât uită să ia capul de la mesaj, recomandarea de către postaci, și o dau cu tot cu recomandarea pentru postaci. Da, este normal să fie așa, pentru că și recomandarea trebuie văzută de cât mai mulți oameni. Da. Eu așa, deci eu cel puțin e așa... noaptea minții, adică e atât de penibil. Eu aș intra în pământ să mi se întâmple așa ceva. Deci, eu ziceam că e mintea nopții, dar mă rog... Când ați spus acolo cu politicienii în Neamț, mie îmi venea, zic că uite, acum o să spună Harbuz, că în Neamț sunt foarte mulți oameni care fac politică și prea puțin politicieni. Exact, exact. Deci, când lăsăm, când facem o emisiune pe programul dumneavoastră, că eu sunt tare dornic să-l discutăm, dar să-l discutăm cum? Să-l disecăm. Să-l disecăm.
Dar o să fie prea puțină emisiunea, ar trebui să fac, nu vă faceți probleme. Să facem pe partea Pot să prelungesc o emisiune așa cum am prelungit-o și ei și pentru dumneavoastră. Nu cred că voi avea. Deci, nu m-am calificat. Oricum deja să am fac depășit. Dumneavoastră oricum deja am depășit. Bun, aici a fost o provocare. Chiar dacă v-am plictisit, dumneavoastră ați prelungit-o ca să-mi dați aceeași șansă. Nu știu oamenii dacă s-au plictisit, dar mi se pare că nu. Mi se pare că nu. Și ce este interesant în emisiunile pe care le facem împreună este că oamenii se uită la fel de atent și în prima parte a emisiunii. S-au uitat, ba chiar mai mulți au fost în prima parte. Normal, în care am pentru discutat, că sunt informații. Da, despre lucruri care știți interesează. Știți bine că eu întotdeauna mi-am dorit ca la dumneavoastră să venim cu informații, să educăm, nu să facem politică, pentru că oamenii s-au săturat de politică. Da, dar a trecut o oră, fără 4 minute. Vă mulțumesc pentru găduință. Eu vă mulțumesc pentru participare, pentru înțelegere. Eu vă mulțumesc încă o dată că ați reușit să stați la aceeași masă cu domnul Arsene, chiar nu, dacă nu în zile diferite. Nu, la aceeași masă cu... La același birou din redacție. Aș putea spune că i-am succedat la masă. E... Parcă sună mai bine. Este o nuanță interesantă. Poate aș fi trebuit să o aduc pe doamna Arcan. Vorbeam ca influență politică, nu neapărat ca și poziție. Am înțeles. Vă mulțumesc, o zi bună și vreau să spun că n-am citit astăzi mesajele, pentru că efectiv n-am avut timp. Da, doamna Oana, în online găsiți programul domnului dr. Harbuz. Dacă nu, o să-l rog să-l posteze din nou pe cel vechi pe care îl avea. Nu, da. Este reactualizat, dar încă, vă spuneam, echipa de tineri lucrează pentru că au venit cu niște idei. Nu, da, eu vă zic de cel vechi, îl găsesc. Da, da, îl găsesc, da. Așa. Da, o să vă trimitem, cine mi-a cerut o ediție online a mesajului, o să vă trimitem în mail-ul pe care sigur îl găsim aici și în rest o să discutăm toate aceste probleme care ni s-au pot semnalat într-o emisiune. Pot primi și eu premiul mesagerul în forma scrisă, pentru că nimic nu îți oferă o satisfacție mai mare decât un ziar pe care să-l citești la cafea și el să miroase a ziar, adică pe hârtie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! O zi bună, domnul dr. Harbuz, o zi bună tuturor care ați avut răbdare să stați cu noi și o zi bună și celor care nu s-au uitat, pentru că nu-și dau seama cât de multe lucruri pierd că nu se uită, dar poate cineva îi atenționează încet, încet și vor intra în familia aceasta a mesagerului. Cele bune, numai bine!